Bună ziua! Mă numesc Chirac Georgiana Irina, învăț la școala Sfinții Serar din Hanukonaki, iar astăzi vă voi prezenta prima carte cu apolodor scrisă de Gelu Naum. Cartea este frumos ilustrată, are coperți cartonate, iar splendida poveste despre călătoria fantastică a pinguinului în toată lumea este scrisă în versuri. Cartea este foarte frumoasă, ușor de citit și nu te poți opri până nu afli toate toate aventurile lui Apolodor. Hazul, ironia fină în versuri, ilustrații frumoase și sugestive este tot ce au copiii nevoie pentru o lectură. Pentru a vă stăni curiozitatea, vă voi citi un scurt fragment din această carte. La cerc. În turgul moșilor, pe gheața unui răcitor, trăia voios și zâmbitor un pinguin din Labrador. Cum se nume? Apolodor. Și ce făcea? Cânta la cor. Deci nu era nici scamător, nici acrobat, nici dansator. Făcea și el cei mai ușor. Cânta la cor. Era tenor. Văsuți curata atrăgător, în fracul lui strălugitor, așa era Apolodor. Dar într-o zi, Apolodor, spre dănătăzești de-a tuturor, a spus așa. Sunt foarte trist. Îmi place viața de corist. Dar ce să fac? Mi-e dor, mi-e dor de frații mei din Labrador." O, oh, de-aș putea un ceas măcar să stau cu ei pe un ghețar." Apoi a plâns Apolodor. Când l-a văzut pisoiul Tiț, plângând cu hohot și sughiți, i-a spus. Prietene!" Aș da mustața și codița mea, aș da o litră de caimac, aș da orice să te împac. Zău, nu mai plânge, te implor. Dar el plângea. Mi-e dor, mi-e dor de frații mei din Labrador. Și-au încercat să-l mai împace, ariciul dăruindu-i ace. Și ursul cu un pumn de mure, atunci culese din pădure. Și iepurele lată cu fructe dulci și cu salată colegi de lui Apolodor, maieștri, cântăreți la cor. Camila Suzi, cea mai tristă, oftă cu fața în batistă. Ea i fusese ca o mamă, îl învățase prima gamă. Dar el plângea. Mi-e dor, mi-e dor de frații mei din Labrador. Colegii lui Apolodor s-au dus atunci la dirijor. Maestru domnul Solfa, în haina lui de catifia, I-a ascultat și gânditor s-a așezat pe canapea, oftând. Sărmanul meu tenor se poate prepădi de dor să plece deci spre Labrator și a plecat Apolodor. Vă mulțumesc pentru atenția oferită și în timpul acordat acestei prezentări. La revedere!